Am pornit înregistrarea. Dacă vrei să te prezinți, să ne spui care e problema. Eu, Drogan Ivan, am fost operat în 2014, în luna ianuarie, și am avut gradul 1, 4 ani, pe urmă gradul, după gradul 2, și pe urmă un an am gradul 2. Și pe urmă nu și iar am dat la Comisia Medicală și ne-a dat gradul 3. Și nu a fost de acord cu gradul 3 și am scris că nu sunt de acord și ne-au tăiat tătul acum. De Asta 2 e ani și ceva. invaliditate sau dizabilitate, cum îi zice, Da, da? dezabilitate. Dar de unde ești? Din Raionul Cantimir, satul Baia Mâclie. Așa. Și unde treci comisia? La Raion sau la Cahul sau vii la Chișinău? La Chișinău. La Chișinău, e comisie națională. Cine am fost la medicul care ne-a făcut operația și ne-a dat de colo îndreptare și am trecut toată de aici la Cantimir. Și mă, poți lucra? Nu Sau știu de e... unde venit de 3 ore între comisia medicală, toată vremea vine că nu sunt un grad de dizabilitate. Dar poți Nu mă. lucra? Dacă ai vrea să lucrezi, poți să lucrezi? Sau nu, nu Nu, orice muncă? nu. La mine urechea nu se închide, urechea n-a avut, partea de îndopsie. E greu. Ți-o dat și document comisia aceea de refuz de încadrare sau doar ți-a spus cineva la ușă? Ai documente? Da. Și nu scrie pe documentul acela că poate fi contestat, eu știu, la altă comisie superioară, la o instanță superioară, la minister sau în instanța de judecată. A, la judecată, dar de unde bani? Dar contencios administrativ e fără bani. Scrii plângerea și se examinează, poate chiar și în lipsa mea tale. Eu am întrebat de oameni și ne-au zis, deja fără bani n-aș face nimic, dar de unde bani? Am înțeles. Deci un cerc închis. Poți cere Da. avocat de stat să te apere. Gratuit, plătit de stat. Tot am întrebat și ne-au zis, caut undeva când se bați la ușă, dar unde? Că nu spune nimic. Ce spun? La care ușă? De unde să începe? Dar la minister n-ai încercat. Recent s-a schimbat ministru, parcă laudă și cel vechi și a zis nou, parcă de treabă, bine intenționați. Ministrul N-am Muncii, încercat. Protecției Sociale și al... N-am încercat că nu mai am nici bani. Dar De cât 2 e de la ani Baia Mâclie până la Chișinău? nimic. Cât e? Cât e bilet până la Chișinău? Cât costă biletul sau cât distanța? E 120 km și Vreo 50 de lei. nu, e 120 tot. Dus întors. Nu m-a dus. Oho, 120 de lei s-a scumpit așa de tare drumul la 100 Da. de kilometri? Un leu kilometru acum ai, da? Nu știu. Și nu ai deloc venituri, dar din ce trăiești? Unde? Ca la țară. Scormonești în pământ, în pod. Greu. Bun, eu am înregistrat mărturia mea tale. Publicăm și încercăm să obținem o reacție a ministerului responsabil sau al comisiei cele reacție. Da, Poate se găsește vreun jurist, vreun avocat care să vrea să te reprezinte, vreo asociație. Dacă zici că ai dreptul la grad de dizabilitate, trebuie să-l dea, trebuie să luptăm. bine. Mulțumesc! Mulțumesc dumneavoastră.